Bună lume și bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt Raul și așa, cum v-am promis în videoclipul colecția mea de pe Xbox One, numai cineva a văzut, o să fac colecția mea de jocuri de pe Xbox Classic. Bine, videoclipul o să fie scurt pentru că am numai două jocuri și dați seama, un pic cam puțin. Și da, hai să începem. Pun mâna aici că câteva jocuri și Xbox 360. Ok, primul este Bling the Time Sweeper. Acest joc este destul de tare, numai ce nu-mi place la el este foarte complicat, pentru că e chiar complicat. Dar bossul nici cum nu reușesc să-l lovesc și el mă doboară și game over. Ok, mai pot să zic că acest joc este destul de tare. Și ultimul este Psychonauts. Păi, bun jocul, cam clasic se vede. Dar când am intrat în joc, s-a văzut o imagine de parcă era sfârșitul lumii. Așa se vedea, exact identic, numai mai colorat. Și era așa foarte aproape. Dar e ok jocul acesta. Pot să zic că îmi place. Dar cum arată aici de mișto și cum arată în joc, foarte diferit. Mai bine, n-o să instalez și Psychonauts. Ciuberu că 29 de GB e foarte mult. Eu nu știu acolo, e destul de tare, dar nu. În fine, și acest a fost cu episodul de azi. Cred că mâine o să fac alt videoclip. Dacă v-a plăcut seria mea de jocuri de pe Xbox One, Xbox 360 și Xbox Classic, lăsați chiar acum un like, un subscribe și ne vedem mâine în videoclipul următor. Pa!